Am adunat aici lângă mine toate produsele și toate lucrurile pe care le folosesc în momentul în care îmi fac unghiile acasă cu oje semipermanentă. Cert este că de la ultimul clip postat s-au adunat câteva comentarii de la voi în care mă tot rugați în nenumărate rânduri să mai postez un astfel de clip. N-am mai apucat de atunci, din păcate, dar astăzi mi-am luat cu mine lampa și câteva dintre produsele pe care le folosesc. Astăzi o să încercăm să facem împreună o manicură veselă pentru sfârșitul acesta de vară, așa că rămâneți aici pentru că vreau să vă arăt ce s-a schimbat, ce mai folosești și așa mai departe. Înainte să deschid camera și să fac această mică introducere pentru voi, să știți că eu m-am ocupat un pic de unghiile mele, în sensul în care am îndepărtat toată oja ce era înainte ca să nu mai pierdem aici timp, am făcut-o cu o pielă normală de unghi și am îndepărtat și cuticula. Produsele pe care le folosesc eu în mod general sunt de pe kit unghii Nails Up sau Cupio. Cu produsele kit unghii am început și probabil că știți asta pentru că am numeroase clipuri aici pe canal în care vă vorbesc despre ele, sunt în principiu produse de calitate, dar am și câteva produse Cupio, iar eu o să vi le las pe toate cu link în descriere, în caz că puneți ochii pe ceva, le aveți acolo linkuite. Să începem prin a vorbi în primul rând despre instrumentele pe care le-am folosit înainte de a deschide camera, pentru că sunt și ele la fel de importante. Am aici o forfecuță pentru cuticulă, foarte, foarte ok, cu vârful destul de ascuțit, astfel încât să te ajute dacă ești la început. Un instrument de genul acesta pe care iarăși vi las cu link în descriere, iar înainte de asta m-am ajutat de o pilă pentru a îndepărta iarăși tot ce aveam pe unghie și toată oja semipermanentă pe care am folosit-o data trecută când mi-am făcut unghiile. Eu voi continua cu un primer, în felul acesta arată el, este tot de pe kit unghii, îl găsiți în descriere. Îmi place destul de mult primerul acesta, eu personal nu am avut niciun fel de problemă cu el, însă vă recomand altceva, vă recomand un primer fără acid. Eu în momentul în care mi l-am cumpărat nu am știut că pot fi alergică sau există șanse să fiu alergică la un astfel de acid, așa că voi evitați o astfel de situație și cumpărați-vă unul mai ok, fără acid. Eu o să-l aplic pe toată unghia, evitând cât se poate de mult cuticula și o să-l las să se usuce 20-30 de secunde la aer, după care o să revin cu baza rubber de la Cupio, pe care o folosesc de aproximativ un an și jumătate și sunt foarte mulțumită de ea, din toate punctele de vedere. Cam așa arată unghiile mele în momentul acesta, aceasta este forma lor, nu sunt foarte, foarte lungi, asta pentru că am luat o pauză de la oja semipermanentă, iar acum aștept să-mi crească, dar sunt destul de mulțumită de ele, arată oarecum bine. Continuăm cu baza rubber de la Cupio, tocmai ce v-am menționat-o, așa că hai să vorbim un pic despre ea, o să o și aplic în timp ce vă spun câteva caracteristici despre acest produs. Este o bază foarte bună, baza mea preferată din toate punctele de vedere, un produs care m-a ajutat extrem de mult atunci când eram la început. Încă o folosesc și cred că sunt la a doua sticluță, în aproximativ un an și jumătate, costă undeva la 50 de lei, iar dintre toate produsele pe care le folosesc pot să spun că acesta este cel mai bun și cel mai calitativ. O să vă las un link în descriere la ea, o găsiți în mult, mult mai multe nuanțe. Pe mine m-a ajutat din multe puncte de vedere în momentul în care unghiile mele pot să spun că cedasere la un moment dat. Asta pentru că eu am o unghie naturală destul de fragilă, care se rupe foarte repede și care nu are deloc rezistență, iar în momentul în care crește în lungime, se rupe foarte, foarte ușor. Rubberul acesta de la Cupio are o consistență atât de groasă încât pot să spun că în momentul în care îl usuci la lampă, întărește destul de mult unghia naturală. Iar lucrul acesta îmi place cel mai mult dacă aveți probleme cu unghiile subțiri și vă face singură unghiile acasă cu oja semipermanentă, cred că v-ar trebui un astfel de produs, pentru că eu am scăpat de foarte, foarte multe griji folosind-o, am putut și eu să am unghii mai lungi, așa că este un produs chiar de bază pentru mine. Să știți că în partea aceasta a clipului eu nu v-am menționat, dar o să vorbim mai mult despre produse decât o să vă arăt întreaga tehnică, dacă pot să spun așa, deși nu este nicio tehnică pentru că nu am niciun curs la bază. Eu pur și simplu vă arăt ce am mai învățat în ultimul timp, ce mai fac pe unghiile mele și așa mai departe, pentru că voi mi-ați cerut un astfel de clip. Eu, sincer să fiu, n-aș fi mai filmat unul, pentru că mi se pare oarecum că am ajuns la un anumit nivel în care nu mai am ce să vă spun. Sunt destul de multe clipuri pe tema aceasta pe internet, este internetul, slavă Domnului plin, și mai ales YouTube-ul, așa că aveți de unde să vă culegeți informațiile, doar că
Dacă este atât de cerut, eu o să-l filmez în continuare. Dacă vă face plăcere să vă uitați, bineînțeles că eu sunt bucuroasă, ne facem unghiile împreună și poate că este un proces și destul de relaxant pe care voi să-l priviți. Uite, cam așa arată unghiile mele, așa cum spuneam, pentru că m-au abătut un pic de la subiect. Partea aceasta o să fie mai mult despre produse. În partea a doua a clipului, prezentă tot în această postare, o să vă arăt și cum aplic produsele și o să iau cadre ceva mai apropiate, dar până acum, uite cam așa arată unghiile mele. Să știți că eu am băgat mâna deja la lampă și o să las să treacă undeva la 30-60 de secunde până se usucă baza pe care am aplicat-o. Lampa mea este tot de pe chitunghi, este lampă UV sau LED, niciodată nu fac diferența dintre ele, știu doar că le-am avut pe amândouă și prima pe care am avut-o nu mi-a creat o experiență atât de plăcută pentru că usca unghiile foarte greu, undeva la 120 de secunde, deja 2 minute să stai cu mâna în lampă mi se părea o eternitate, așa că am trecut la o astfel de lampă, ceva mai mică, a fost mai scumpă decât prima pe care am avut-o, prima fiind cumpărată undeva la grabă, pentru că nu știam neapărat ce să-mi cumpăr, am zis să-mi cumpăr cele mai ieftine produse, pentru că nu știam dacă o să mă pricep la chestia asta, era pur și simplu o încercare pentru mine, iar cumva cu trecerea timpului am mai investit în niște produse, mi-am mai luat o lampă nouă, o bază și așa mai departe. Uite cam așa arată unghiile în momentul acesta. Nu știu sincer dacă să mai revin cu un strat sau nu, dar cred că o să le las așa pentru moment, pentru că arată destul de bine. Le-am creat un pic mai multă rezistență, totul arată destul de bine și chiar vă propun să investiți într-o bază ceva mai bună, pentru că face totul. Așa arată unghiile mele momentan, pe ele fiind aplicată doar baza Rubber Cupio pe care v-am menționat. O să vă scriu nuanța pe aici pe undeva, pentru că mi se pare la fel de frumoasă și naturală. În continuare o să mergem pe un aspect la fel de natural, doar că o să vreau să creez niște forme, linii, cu această ojă semipermanentă de la SensoPro într-o nuanță de alb. O să am nevoie și de câteva pensule pe care le-am adus aici lângă mine, o să mă folosesc de ele și o să vedem ce o să iasă. Rămâneți aici pentru că nu știu neapărat ce vreau să fac, voiam să merg pe un model ceva mai colorat, dar până la urmă m-am răzgândit. Cert este că în momentul acesta mă gândesc să creez niște linii nu foarte drepte, nu foarte egale, așa că o să vedem ce o să iasă. Am ales cea mai subțire pensulă din setul pe care vi l-am arătat anterior, așa că o să iau puțină culoare și o să încerc cum să trasem acele linii despre care vă vorbeam. Ca un mic sfat pentru începători, ce cred că mi-ar fi fost și mie destul de util, încercați să aplicați o cantitate destul de mică. Veniți cu straturi foarte, foarte subțiri, pentru că oja s-ar putea să nu se usuce dacă aplicați un strat foarte mare. În sensul acesta puteți să vă jucați și mult mai ușor cu ea. Puteți să o aplicați mult mai bine, puteți să fiți atenți la micile detalii. Dacă aplicați o cantitate foarte mare din prima, lucrul acesta se exclude total. Și atunci nu este chiar ok. În momentul acesta sunt destul de mulțumită de rezultat, am băgat din nou mâna la lampă după al doilea strat de ojă aplicat. În imaginația mea, rezultatul n-ar fi trebuit să arate chiar așa, asta pentru că m-am gândit inițial să creez niște linii ceva mai fine, ceva mai subțiri, doar că realitatea a stat în altfel, a ieșit chestia asta. Îmi place destul de mult, îmi place că se văd niște urme ale pensulei și nu este totul acoperit perfect, iar eu sunt destul de mulțumită de ceea ce văd până acum. Am început să aplic top coat-ul cu mare, mare grijă pentru că și el în sine este un pas destul de important, iar după ce termin acest pas o să trec cu mâna direct la lampă. Acesta este rezultatul final, aștept în comentarii părerile cât și sfaturile voastre. Am încercat ca acest clip să fie scurt, dar cuprinzător și sper că mi-a ieșit din tot sufletul. Acum eu continui cu mâna cealaltă și ne revedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!